fost uimită de faptul că toți au acceptat fără temeri, fără de a introduce elemente discriminatorii, erau animați de această oportunitate și și-au depus tot sufletul ca să desfășoare instruiri de-a dreptul impersonante și de-a dreptul axate pe necesitățile deținuților minori. Pare rău că v-ați pomenit aici. Șoferul, având viteza 95 aproape de 100 de kilometri la oră, e accidentat. David a zburat în cuvetă. Accidentul s-a întâmplat pe 21 februarie și pe data 24 a decedat, nerevenindu-și. Foarte dureros a fost în instanțele de judecată, la ședințele de judecată, care se prezenta și pur și simplu râdea în față. Împreună cu soție, după regretata tragedie pe care o trăim în continuare, ne-a spus că vom face tot ce ne stă în putere în memoria copilului nostru care a plecat de lângă noi, nevinovat, să depunem tot efortul ca pe viitor să prevenim o altă tragedie. M-am simțit chiar onorat că cineva are nevoie de discursul meu, de poate îndrumare, de un sfat, poate chiar părintesc, din cauza că Valerian era de o vârstă practic ca și acești băieței. Sunt ferm convinsă că oamenii sunt modelabili și având în vedere că un copil este în cursul dezvoltării personalității sale, intervențiile utile, intervențiile în timp proxim sunt cele care pot să prevină recidiva. Copiii au îndeplinit chestionare la finele fiecărei sesiuni și au menționat între acestea să devin om, să devin altfel, să-mi creez familie și să am o posibilitate de dezvoltare. Aceste răspunsuri, aparent simpliste, denotă faptul că trăiesc o tragedie și că sunt privați de cele mai esențiale drepturi de care dispun. Dreptul la o viață ferită de primejdii, dreptul la o viață fericită și dreptul de a se dezvolta. Fiecare din noi, nu contează la ce vârstă suntem, avem nevoie de socializare, un ajutor chiar nu întotdeauna financiar sau fizic, un ajutor moral. Trebuie să începem de la noi, să devenim o societate mult mai corectă, ca să reușim să dăm un exemplu bun viitoarelor generații.